echipa de producție Antena 1 s-a gândit să le facă o surpriză concurenților și cred că să le dea un imbold pentru a cere fetele în căsătorie, îi vor duce în 6 vacanțe pe fiecare dintre cele 6 cupluri. Au Roma, Paris, Barcelona, Viena, Chișinău, probabil pentru Inga și Andrei, și cred că nu am omis, cred că le-am spus pe toate. Paris cu siguranță se gândeau la Gabriela și la Valentin. Viena cred că e pentru are Alex și Raluca. Roma, Barcelona sunt niște țări extrem de frumoase, vor merge într-un city break, adică asta ar însemna 2 zile. Și cu siguranță sunt menite ca băieții să-și ceară iubita în căsătorie, pentru că, sincer, nu văd un alt cadru mai frumos. Special, am văzut-o în timp ce arătau imaginile că Gabriela avea lacrimi în ochi și cu siguranță se gândea că ar fi fost frumos să fie alta relația dintre cei doi în momentul acesta. Nu știu ce să zic, nu știu dacă vor merge. Eu, de aș fi în locul Gabrielei, aș zice pas, adică nu aș vrea să merg în această vacanță, nu aș mai vrea să vorbesc cu, nici cu mama lui Valentin, nici cu Valentin, nu știu, i-aș ține pe jar așa un pic, pentru că, sincer, mi se pare că prea ciudat. Cu siguranță nu va cere Valentin la Paris pe Gabriela, asta dacă vă credeți că va fi altfel, cu siguranță nu o să o ceară. Și dacă ar cere-o, ar face-o doar așa. Deci ar trebui Gabriela să nu accepte. Nu știu ce să vă zic. Sunt tare curioasă unde vor merge Deni cu Viorel, unde va merge Paul cu Roxana. Fetele foarte încântate. Și pe bună dreptate foarte încântate, pentru că sunt 2 zile petrecute cu iubiții lor într-o altă țară, într-un alt miraj. Dacă sunt bine în relații, o să le fie bine și în vacanță. Cam asta e.